Teodora. Bună. Chiar ziceam, hai la lupta cea mare, rob cu rob să ne unim. Da. Rămânem Unitatea robi. s-o oferim. Bun. Rămânem robi. Ne place să fim robi. Ne place? Ne place, da. Hai să După vedem. ziua divină. Când Începe. suntem robi, Dumnezeu e pe primul loc. Asta înseamnă. Și ai văzut o chestie în Vechiul Testament, numai așa se vindecau situațiile de viață, în robie. A, v-ați luat-o la cap? Ia stați voi rupi 8 ani. Da. Tot dați înțeles? Mai stați 18. Da. Foarte fain. Dar să știi că dacă nu le se citesc la pas, nu, noi nu am fi aflat. Dacă săram la pilde, nu? La mai știu eu ce proverbe. Nu, nu avem cum să știm lucrurile astea. Trebuie Da, citit și frumos și pas. răsplata, nu care odată, deși i-a robit 8 ani, 18 ani, nu? Că au făcut idol, pe urmă le-a dat 20 și 40 de ani fără robie. Adică nu rămâne dator niciodată și tot ceea ce face, o face cu iubire necondiționată, iar această iubire necondiționată este și atunci când ne bate, așa, cu ghilimele de rigoare, și atunci când nu ne bate. Adică Deci, aceeași iubire ce șubie? necondiționată, nu e diferență între ele, doar ego-ul încearcă să le separe și să facă ca și cum una ar fi rea și alta ar fi bună. Să-l facă odată pe Dumnezeu rău și odată pe Dumnezeu bun. Dar de fapt e aceeași iubire necondiționată, că ce părinte, ce creator și-ar lăsa creația să se autodistrugă. Și vine cu aceste, matematic vorbind, le-am putea numi artificii de calcul. Vine cu aceste plus minus 1, plus minus 2 până ajunge în 0 ca să ne poată reechilibra, că altfel ne omorâm singuri, ne sinucidem. Pentru că folosim energia sufletului pe materie și ne omorâm propriul suflet. Ori el a creat acest suflet ca să fie nemuritor și să fie asemenea lui, să fie ca el mereu și să aibă aceleași puteri, aceleași însușiri, aceleași calități. Deci nu o să-și lase această creație să moară niciodată. Și vine cu această iubire necondiționată prin ceea ce ego-ul ar numi un rău din față, un rău, ca să ne reechilibreze. Dar de fapt e foarte bine pentru suflet. Da. Mergem mai departe. Am rămas la capitolul 17 din cartea a doua a lui Samuel. Unelterile lui Ahitofel sunt nimicite, moartea lui. După aceea Ahitofel a zis lui Absalom, vreau să-mi aleg 12? Mii de bărbați. Da, o secundă că nu vrea să se ducă în sus. Mii de bărbați și să pornesc și să urmăresc pe David în noaptea aceasta. Voi tăbărâ pe el când va fi ostenit și vlăguit și voi băga spaima în el. Iar toată gloata care este cu el va lua-o la fugă așa încât voi omorâ numai pe rege. Atunci voi aduce înapoi tot poporul la tine ca și când ar veni înapoi un singur om. Căci ție îți trebuie numai viața unui om și pe urmă tot norodul va fi pe pace. Acest cuvânt a plăcut lui Absalom ca și tuturor bătrânilor din Israel. Însă Absalom a zis, cheamă, te rog, și pe Hușai Arhitul, ca să auzim și sfat din gura lui. Intrând Hușai la Absalom, Absalom i-a spus, acesta este sfatul pe care l-a rostit Ahitofel. Să îndeplinim planul lui, dacă nu vorbește tu. Atunci Hușai a grăit către Absalom. De data asta, sfatul pe care l-a dat Ahitofel nu este bun. Și Hușai a adăugat, tu știi bine că tatăl tău și voinicii lui sunt viteji, și le este inima oțărâtă, ca unei ursoaice din pustie, ai cărei pui au fost răpiți. Apoi tatăl tău este viteaz, care n-are astâmpăr când doarme oastea. Iată, în această clipă este ascuns în vreo văgăună sau în vreun alt loc ferit și dacă se întâmplă că, chiar de la început, cad câțiva din oastea ta și se va auzi și va ieși vorba. Oștirea care merge după Absalom a pățit o înfrângere.
Atunci chiar cel mai viteaz, care chiar cel cu inimă de leu, își va pierde curajul, că doar tot Israelul știe cum că tatăl tău este vașnic, războinic și oamenii lui viteji încercați. Drept aceea, iată sfatul meu, să se adune în jurul tău tot Israelul de la Dan până la Beersheba, mult de tot ca nisipul de pe țărmul mării, iar tu însuți să pornești la luptă în mijlocul lor. Și de vom da peste el în vreun loc unde se găsește, vom tăbărâ pe el precum cade roa pe fața pământului, ca nici el și niciunul din oamenii lui să nu scape cu viață. Iar dacă se va da înapoi de vreo cetate, atunci tot Israelul se lege cu funii cetatea aceea și s-o tărâm de vale, ca să nu mai rămână din trânsa nici măcar o piatră. Atunci Absalom și toți oamenii din Israel strigară: sfatul lui Hușai Arhitul este mai bun decât sfatul lui Ahitofel. Și Domnul anume hotărâse să zădărnicească sfatul cel bun al lui Ahitofel ca să aducă prăpăd peste Absalom. Și Domnul hotărâse să zădărnicească sfatul cel bun. Deci a lucrat prin oameni. Deci în spatele omului nu este om, e Dumnezeu. Nu există om așa individual, din neant, din nimic, să fie om fără Dumnezeu. Dumnezeu ne mișcă pe toți. Deci Domnul a hotărât prin ei să spună lucrurile acestea, ca să se sfârșească ceea ce făcuse Absalom. După acestea, Hușai a spus arhiereilor Țadoc și Abiatar: așa și așa a sfătuit Ahitofel și Absalom și pe bărătrânii lui Israel, eu însă i-am sfătuit așa și așa. Deci acum trimiteți în sâr și dați de veste lui David și spuneți-i să nu rămâi noaptea aceasta în vadurile pustiei, ci treci numai decât înainte, ca să nu dea pieirea peste rege și peste tot poporul care este cu el. Și Ionatan și Ahimaaț stăteau lângă cișmeaua Rogel. Oroaba a venit și le-a dat de veste că ei să se ducă să științeze pe regele David, căci nu puteau să se dea în vileag și nici să intre în cetate. Iată și cine erau solii la vremea respectivă, robii. Că robii nu trădau, spuneau lucrurilor așa cum erau. Dar un băiat i-a văzut și i-a spus lui Absalom. Atunci amândoi au pornit la fugă și au ajuns la casa unui om din Bahurim, care avea în curte o fântână, și ei s-au pogorât în fântână. Iar gospodina a luat o scoarță, a întins-o peste gura fântânii și deasupra presăra poame de pe jos, așa încât nu se cunoștea nimic. Deci când au sosit oamenii lui Absalom în casa femeii și au întrebat-o unde sunt Ahimaaț și Ionatan, femeia le-a răspuns: au trecut spre apa Iordanului, iar ei au căutat și negăsit nimic, s-au întors la Ierusalim. După plecarea lor, cei doi au ieșit din fântână și s-au dus și au dat de veste regelui David. Spuse-au lui David: sculați-vă și treceți degrabă apa Iordanului, căci iată ce sfat a dat împotriva voastră Ahitofel. Atunci David a pornit împreună cu toată glada care îl însoțea și a trecut Iordanul. Până la revărsatul zorilor nu mai rămăsese niciunul care să nu fi trecut Iordanul. Și Ahitofel, văzând că sfatul său n-a fost urmat, a pus samarul pe măgar și a plecat și s-a dus acasă în cetatea sa. Apoi și-a orânduit casa și s-a spânzurat. Deci murind, a fost înmormântat în mormântul părintelui său. Și David sosise la Mahanaim când Absalom trecea Iordanul împreună cu toți bărbații din Israel. Absalom făcuse pe Amasa voievodul oștirii sale în locul lui Ioab, iar Amasa era fiul unuia pe care îl chema Iltra Ismaelit, în care îi trăise cu Abigail, fiica lui Lasă, Shai, lasă, sora lasă, de lasă, lasă. Ioab. Și Israel cu Absalom l-au tovorât în Ținutul Galaad. Mai departe la După 28. au adus patru macaturi, năstra pe vase de pământ, precum și grâu, orz, făină, boabe prăjite, bob și linte, apoi miere, unt, oi și brânză de vaci. Și le-au dus lui David și poporului care îl însoțise ca să mănânce, căci cugeta, poporul flămânzise și era slăit de puteri și pătimise de sete în pustie. Capitolul 18. Moartea lui Absalom. Apoi David a făcut numărătoarea oamenilor care îl însoțeau și a pus peste ei căpitan la câte 1.000 și căpitan la câte 100. Și David și-a împărțit oastea în 3 cete. O treime a pus-o sub porunca lui Ioab, o treime a lui Abishai, fiul lui Țeruia, și o treime sub porunca lui Itai din Gat.
Și regele a zis ostașilor, vreau și eu să pornesc cu voi la luptă. Atunci ostașii au răspuns, nu ți se cade să pornești cu noi, căci dacă am luat-o la fugă, nu s-ar băga de seamă. De a muri jumătate din noi, tot nu s-ar băga de seamă. Dar tu prețuiești cât 10.000 ca noi. Drept aceea, e mai de folos să stai în cetate ca să ne sai în ajutor. Atunci regele a răspuns, voi face așa cum chipzuiesc că e mai bine. Astfel regele a stat în dreptul porții, iar toată oastea ieșea rânduită pe sute și pe mii. Dar regele a poruncit lui Ioab și lui Abishai și lui Itai astfel, purtați-vă blând cu băiatul, cu Absalom. Și toată oastea a auzit ce a poruncit regele tuturor căpitanilor cu privire la Absalom. Și oastea a ieșit în câmp deschis ca să dea piept cu Israel și lupta s-a desfășurat în codrul lui Efraim. Atunci israeliții fură bătuți acolo de ostașii lui David și a fost în ziua aceea o înfrângere mare, căzând 20.000 de inși. Și luptele de acolo s-au întins în tot ținutul și podul a mâncat mai mult norod decât a mâncat sabia în ziua aceea. Atunci Absalom a dat întâmplător peste oamenii lui David și Absalom mergea călare pe un catâr și catârul a intrat sub rămurișul unui stejar bătrân și chica lui Absalom s-a încălcit în stejar. Așa încât el a rămas păsurat între cer și pământ, pe când catârul de sub el s-a tot dus înainte. Mie îmi place foarte tare expresia, a rămas pânzurat între cer și pământ. Oare ce stare o fi aceasta? Fără șansă. Adică... Nu era nici așa, nici așa. Depinde de Dumnezeu, total. Văzând aceasta, un ostaș a vestit pe Ioab și i-a spus, văzui acum pe Absalom spânzurat de un stejar. Răspunsă Ioab omului care i-a adusese vestea, ei, dacă l-ai văzut, de ce nu l-ai doborât atunci acolo la pământ? Și eu ți-aș fi dat 10 sicli de argint și un brâu. Dar ostașul a răspuns lui Ioab, chiar dacă mi-ar fi numărat cineva în palmă 1.000 de sicli de argint, aș fi întins mâna mea împotriva fiului regelui. De vreme ce în auzul nostru regele ți-a dat ție și lui Abishai și lui Itai această poruncă, fiți de strajă pentru băiat, pentru Absalom. Și dacă cu primejdia vieții mele tot aș fi fost viclean, fapta mea n-ar fi rămas tăinuită în fața regelui, iar tu te-ai fi dat în lături de la mine. Ioab însă a întâmpinat, nici de cum, îl voi străpunge cu tine de față. Și a luat atunci trei sulițe în mână și le-a înfipt în pieptul lui Absalom și fiindcă el tot mai trăia între crengile stejarului, s-au apropiat 10 tineri, scutierii lui Ioab și au lovit de istof pe Absalom și l-au omorât. Atunci Ioab a sunat din Bucium și oastea s-a întors de la urmărirea israeliților, căci Ioab a voit să curțe norodul. Și-au luat pe Absalom și l-au aruncat în codru într-o propaste adâncă și au grămădit peste el la un morman mare de pietre. Apoi toți israeliții au dat fuga fiecare la vatra lui. Dar Absalom încă din viață își dedicase columna de pomenire care este în Valea Regelui, că zicea el, n-am niciun copil care să-mi pomenească numele. Astfel și-a legat numele de această columnă și se zicea columna lui Absalom până în ziua de azi. Dar Ahimaaț, fiul lui Tzadok, a grăit, vreau să alerg și să-i duc regelui vestea cea bună, că Domnul i-a dat izbândă împotriva vrăjmașilor lui. Răspuns a Ioab, nu ești omul care să ducă astăzi vestea. Ai putea să duci vestea într-altă zi, astăzi însă nu ești bun de dus vestea, fiindcă a murit chiar fiul regelui. Atunci Ioab a poruncit unui rob etiopian. Du-te și spune regelui ceea ce ai văzut. Și robul etiopian s-a închinat înaintea lui Ioab și a pornit în fugă. Dar Ahimaaț, fiul lui Tzadok, vorbi din nou și zise lui Ioab, orice se va întâmpla, mă voi repezi și eu după etiopian. Zise Ioab, de ce vrei să alergi și tu, fiul meu? Nu vei avea nicio răsplată pentru asemenea veste. El totuși a răspuns, orice ar fi, eu voi da o fugă. Deci a zis Ioab, aleargă. Și Ahimaaț a pornit la fugă pe calea din lunga Iordanului și l-a întrecut pe etiopian.
Și David ședea între cele două porți, iar străjarul se urcase pe acoperișul porții deasupra zidului și ridicându-și ochii, uitându-se, iată că un om venea în goană singur. Altul străjarul, strigând tare, a dat de veste regelui și regele a zis, dacă este singur, atunci are o veste de adus. Iar acela alerga întins și se apropia. Și străjarul a văzut încă un om care alerga și străjarul a strigat spre poartă și a zis, iată încă un om singur care vine în fungă. Și regele a spus, și acesta este un binevestitor. Dar străjarul a adăugat, mă uit la alergătura celui dinainte și văd că seamănă cu alergătura lui Ahimaaț, fiul lui Tzadok. Și regele a întâmpinat, acesta este un om de ispravă și el vine cu o veste bună. Și Ahimaaț a strigat întâmpinând pe rege, bună pace, și s-a închinat înaintea regelui cu fața până la pământ și a grăit. Binecuvântat fie Domnul Dumnezeul tău, care a vărât în mare strâmtoare pe cei ce și-au ridicat mâna lor împotriva stăpânului meu, regele. Însă regele a întrebat, este sănătos flăcăul meu Absalom? Ahimaaț l-a întâmpinat. Am văzut un vălmășar mare când Ioab trimitea pe robul tău la măria ta, dar robul tău n-a văzut ce s-a întâmplat. Atunci regele a dat poruncă, atunci treci la o parte și rămâi aici. Și s-a dat la o parte și a stat în picioare. Și iată că sosește și etiopianul și etiopianul rosti. Primească veste bună, stăpânul meu regele, căci Domnul ți-a făcut astăzi dreptate împotriva tuturor celor ce s-au răzvrătit asupra-ți. Și regele a întrebat pe etiopian, este oare sănătos pe flăcăul meu Absalom? Atunci a răspuns etiopianul, ca acestui flăcău să le meargă dușmanilor stăpânului meu regele și tuturor acelora care se ridică împotriva ta cu gând să-ți facă rău. Cât de înțelepciune în cuvintele acestui rob etiopian și cum i-a răspuns. S-a înțeles totul, dar e cu foarte mare înțelepciune și cu foarte mare, nu știu, o dăruire specifică unui rob. Deci numai robii pot să ajungă reci și numai robii pot să fie înțelepți. Deci numai robii care ajung Da, reci avea o sunt înțelepciune înțelepți. aparte, nu? Da. Ca acestui flăcău să le meargă dușmanilor stăpânului meu regele și tuturor acelora care se ridică împotriva ta cu gând să-ți facă rău. Deci, e o înțelepciune cuvintele astea, nu? E înțelepciune și Ahimaaț sau cum se numea, a rostit aceleși cuvinte, dar iată cum le pune el, primească veste bune stăpânul meu regele, căci Domnul ți-a făcut astăzi dreptate împotriva tuturor celor ce s-au răzvrătit asupra-ți. Că a vorbit Deci mă Dumnezeu rog. prin el. Da, exact. Că vorbește mai prin robi. Da. Da. Capitolul 19. David este iarăși rege, pacea la curte și în popor. Poate o mică paranteză înainte să trecem mai departe. Iată că acea greșeală cu ghilimele de rigoare a lui David a venit asupra casei lui, deci asupra familiei lui și nu numai și asupra poporului. Deci un întreg popor a suferit, ca să zicem așa, pentru greșeala regelui, că s-au bătut între ei. Au murit, cum ne zicea, 20.000 de oameni. Acum, lăsând metafora poate aceasta la o parte, e de înțeles că, din nou, că doar unul din noi influențează un întreg popor. Și dacă doar unul din noi are idoli, greșește și alege binele propriu, un întreg popor poate suferi Da, pentru un poate să singur moară. om. Da. Da. Și ideea este că sufletul acestui popor o face cu bucurie. Deci se jerfește bucuros. Însă poate așa ca o metodă de a deveni probabil mai conștienți de ceea ce înseamnă când ne vrem binele nostru. Nu suntem doar noi singuri în univers. Nu există doar acest eu și restul lumii. Există restul lumii cu o urmă de eu ca praf. Suntem ființă comună. La asta se referă. Bun. Și regele s-a cutremurat de durere și s-a urcat în foișorul de deasupra porții și s-a pornit pe plâns
Și plimbându-se, se tânguia astfel: Fiul meu, Absalom, copilul meu, fiul meu, Absalom, de ce n-a fost să fi murit eu în locul tău, Absalom? Copilul meu, copilul meu. Atunci a fost înștiințat Ioab. Iată că regele plânge și se tânguiește după Absalom. Astfel, izbânda din ziua aceea s-a prefăcut în jale pentru toată oștirea, căci oștirea a auzit în ziua aceea această știre. Regele e greu mâhnit din pricina fiului său. Și oastea s-a întors pe furiș în ziua aceea în cetate, pe cum se furișează o oaste copleșită de rușine când a fugit din luptă. În vremea aceasta, regele și-a acoperise fața și se văita cu glas mare: Copilul meu, Absalom, Absalom, copilul meu, copilul meu. Poate aici încă ceva de adăugat. Căci prin David noi am observat că lucra Dumnezeu. David are o înțelepciune aparte, nu degeaba Solomon scrie mai târziu pildele lui Solomon, de undeva a moștenit-o, a primit-o ca dar, nu? Că și tatălui era la fel și avea o dragoste deosebită față de Dumnezeu. Și eu aici pe David îl văd ca întruparea lui Dumnezeu pe pământ, în care, deși singura soluție pentru ceea ce se întâmplase era ca Absalom să moară, pentru că asta a fost voia lui Dumnezeu, iată că Dumnezeu ne iubește, indiferent de ceea ce-i făcuse, îl trădase propriului copil. Așa cum și noi îl trădăm pe Dumnezeu de fiecare dată când ne alegem binele nostru și nu-l alegem pe el, nu-l punem pe el pe primul loc. Îl trădăm. Și îl trădase, dar totuși îl plânge. Copilul meu, copilul meu. Atâta iubire are și Dumnezeu față de noi. Deci, noi îl trădăm și el stă exact ca David, se duce într-o parte în alta și zice: Copilul meu, copilul meu, copilul meu, copilul meu. Cu aceeași dragoste. Și Ioab s-a dus la rege acasă și a spus: Tu ai umplut de rușine astăzi fața tuturor slujitorilor tăi, care totuși ți-au scăpat viața și viața fiilor tăi și a fetelor tale și a viața femeilor tale și viața țiitoarelor tale. Fiindcă tu iubești pe cei ce te urăsc și urăști pe cei ce te iubesc. Că tu dovedești astăzi că și principi și robi pentru tine n-au niciun preț. Ba eu înțeleg astăzi că dacă Absalom ar fi în viață, iar noi cu toții am fi astăzi morți, în ochii tăi ar fi foarte bine. Dar acum, scoală-te și ieși și vorbește prietenește cu robii tăi, căci mă jur ție pe Domnul, dacă nu vei ieși, nu vei mai mânea niciun om cu tine în noaptea aceasta și aceasta fi va pentru tine o nenorocire mai mare decât toate nenorocirile care au venit peste tine din tinerețile tale și până acum. Și s-a sculat regele și a așezut în poartă și au dat de veste la tot poporul, spunând: Iată, regele stă în poartă! Și tot poporul s-a perindat pe dinaintea regelui. Însă toți israeliții fugiseră fiecare la vatra sa. Atunci poporul din toate semințiile lui Israel a început să cârtească și să zică: Regele ne-a mântuit din mâna dușmanilor noștri și ne-a isprăvit din mâna filistenilor, însă acum a fugit din țară de dinaintea lui Absalom. Dar Absalom, pe care l-am fost uns rege peste noi, a murit în luptă. Deci acum de ce zăbăviți voi ca să-l aduceți pe rege înapoi? Atunci regele David a trimis acest cuvânt către Ahierei, Țadoc și Abiatar: Spuneți așa bătrânilor din Iuda. De ce sunteți voi cei din urmă când e vorba să aduceți înapoi pe rege în palatul său? Căci ceea ce se vorbea în tot Israelul ajunsese până în palatul regelui. Voi sunteți frații mei, voi sunteți osul meu și carnea mea. Atunci, de ce să fiți cei din urmă când e vorba de întoarcerea regelui? Voi sunteți frații mei, voi sunteți osul meu și carnea mea. Iată cum se identifică cu toți ceilalți oameni aici, David. Și recunoaște că e același. Că suntem una cu totul. Voi sunteți frații mei, voi sunteți osul meu și carnea mea. Adică ne conținem unii pe ceilalți. Iar lui Amasa să-i spuneți: Tu ești osul meu și carnea mea. Așa să-mi facă mie Dumnezeu și să mai și adauge dacă tu nu vei fi la curtea mea de-a pururi capitanul oastei în locul lui Ioab.
Astfel, el a înduplecat inima tuturor celor din Iuda ca inima unui singur om, așa încât ei au trimis vorbă regelui: vino înapoi tu și toți dregătorii tăi. Deci s-a întors regele spre casă și a venit până la Iordan în timp ce iudeii veniseră la Gilgal ca să întâmpine pe rege și să-l petreacă pe rege peste Iordan. Asemenea și Shimei, fiul lui Gera, venianimitul din Bahurim, a pornit de grabă și s-a pogorât cu oamenii din Iuda într-o întâmpinare a regelui David. Și erau cu el 1.000 de bărbați din Beniamin. Și era și Țiba, vechilul casei lui Saul, cu cei 15 fii ai săi și cu 20 de robi care alergară la Iordan înaintea regelui. Și se puseră pe lucru ca să treacă familia regelui și să facă toate în placul regelui. Iar Shimei, fiul lui Gera, a căzut înaintea regelui după ce a trecut Iordanul și a grăit către rege: să nu-mi ia în seamă stăpânul meu nelegiuirea și să nu-mi aduc aminte și să nu pună regele la inimă cele ce a păcătuit robul tău în acea zi când domnul meu, măria ta, a ieșit din Ierusalim. Că robul tău știe că am greșit foarte, de aceea iată, veni Tamasă cel dintâi din toată casa lui Iosif, pogorându-mă ca să intru în întâmpinarea stăpânului meu, regele. Dar Abishai, fiul lui Țeruia, a deschis gura și a zis: oare pentru fapta aceasta, că a blestemat pe unsul Domnului, nu se cade ca și mei să moară? Răspuns a David: ce pricină este între mine și voi, fii al lui Țeruia, ca să vă faceți astăzi potrivnicii mei? Poate să moară astăzi cineva în Israel? Oare nu știți că astăzi sunt rege peste Israel? Și regele a adăugat către și mei: nu vei muri. Și regele a întărit cuvântul cu jurământ. Mefiboset, fiul lui Saul, s-a pogorât și el ca să întâmpine pe rege. Și Mefiboset nu-și mai spălase nici picioarele, nu-și mai pieptănase nici barba și nici nu-și mai spălase veșmintele din ziua plecării regelui până în ziua sosirii lui cu sănătate. Foarte interesant! Foarte interesant! Iată ce a făcut Mefiboset pentru rege când ești rob. Nu s-a mai spălat, nu s-a mai pieptănat, nu și-a mai spălat veșmintele. Deci a uitat complet de el, doar ca să-i dea energia lui, regelui, ca să se întoarcă înapoi cu sănătate. Că fugise. Totul e o problemă de energie. Da, deci Totul. știa, se știa atunci lucrul acesta, se știa. Și calea bine. Da. Deci când vrem să ajutăm pe cineva, uităm de noi. Uităm de noi. Foarte simplu. Ce frumos. Câtă dăruire. Un alt tip de dăruire, nu-i așa? Da. Și când a venit din Ierusalim ca să întâmpine pe rege, l-a întrebat regele: de ce n-ai mers cu mine, Mefiboset? Răspunsa el: Doamne, măria ta, sluga mea m-a amăgit, căci eu robul tău i-am poruncit: pune-mi samarul pe măgar ca să încalec și să plec cu regele, fiindcă robul tău este olog. Apoi a defăimat pe robul tău la domnul meu, măria ta, însă domnul meu, regele, este ca un înger al lui Dumnezeu. Deci fă ceea ce vei găsi că este mai bine în socotința ta. Mai mult decât atât, se și lasă. Adică el îi mărturisește cum a stat situația, ce s-a întâmplat cu el, dar se și lasă, adică îi spune într-un cuvânt: dacă vrei să mă omori, omoară-mă, dacă tu crezi chestia asta, eu sunt de acord, Doamne, fă ce vrei tu. Deși toată casa tatălui meu este alcătuită din oameni care așteaptă moartea de la stăpânul meu, regele, tu însă ai pus pe robul tău în rând cu mesenii de la masa ta. Atunci ce drept mai am eu? Și el tot striga la rege. Însă regele i-a răspuns: de ce cheltuiești atâtea vorbe? Am hotărât, tu și Țiba veți împărți moșia. Și Mefiboset a răspuns regelui: poate să o ia chiar întreagă, de vreme ce stăpânul meu, măria ta, a venit sănătos acasă. A, câtă dăruire! Nu l-a interesat nimic. Nu și-a dorit decât ca David să trăiască. O lăsare de sine complet aici la Mefiboset. Și o recunoștință foarte mare către David, pentru că l-a salvat și i-a dat înainte, i-a dat niște lucruri. O recunoștință, nu știu, o dăruire necondiționată. Barzilai din Galaad s-a pogorât din Rogelim și a trecut cu regele
Iordanul ca să-l petreacă până dincolo de râu. Dar Bazilai ajunsese la adânci bătrânețe, fiind în vârstă de 80 de ani, și el adusese regelui de ale mâncării când el se găsea la Mahanaim, căci era om chiabur. Și regele a grăit lui Barzilai, vino cu mine în Ierusalim, că-și voi avea grijă de bătrânețele tale. Dar Barzilai a răspuns regelui, câți vor mai fi anii vieții mele ca să mă sui cu regele în Ierusalim? Sunt de 80 de ani în clipa aceasta, mai pot eu să fac o osebire între bine și rău? Mai are robul tău gust pentru mâncare și pentru băutură? Mai am eu auz pentru glasul cântăreților și al cântărețelor? Atunci de ce să mai fie robul tău povară, domnului meu regele? Robul tău voita să petreacă pe rece o palmă de loc peste Iordan. Dar de ce să-mi răsplătească regele cu asemenea răsplată? Îngăduie robului tău să se întoarcă și să mor în cetatea mea și să fiu îngropat în mormântul tatălui meu și al maicii mele. Și iată robul tău, Kimham, să meargă cu domnul meu regele și să facă pentru el ceea ce socotești că este bine. Altă dăruire aici. Deci refuză toate plăcerile lumii. Se duce și se restrânge și mai mult decât atât îi dă aceste plăceri, aceste bunuri robului său, Kimham. Îl trimite cu regele ca să aibă Kimham parte de mâncarea regelui, de ce îi dădea acolo la curte. Atunci regele a zis, Kimham să treacă cu mine și eu voi face pentru el ceea ce vei socoti că este bine și tot ceea ce ai pofti de la mine voi împlini. Da. Deci o lăsare de sine și aici completă, dă totul celuilalt. Deci îi cedează locul robului său. Să aibă el parte de toate. Câte exemple minunate aici. Atunci toată oastea a trecut Iordanul, iar regele stătea și se uita. Apoi regele a sărutat pe Barzilai și după ce l-a binecuvântat, Barzilai s-a întors în patria sa. Și regele a ajuns la Gilgal, iar Kimham venea cu regele și tot poporul lui Iuda petrecuse pe rege cum și jumătate din poporul lui Israel. Dar iată că toți bărbații din Israel au venit la rege și au grăit către el. Pentru ce frații noștri, oamenii din Iuda, te-au furat și au trecut peste Iordan, pe rege și familia lui, că doar noi toți oamenii lui David sunt poporul lui. Că doar toți oamenii lui David sunt poporul lui. Atunci toți oamenii din Iuda au răspuns celor din Israel, pentru că regele este rudă cu noi. Și de ce să vă face supărare din pricina noastră? Nu cumva am ceva de mâncare din partea regelui? Sau sau nouă ceva plocoane? Dar cei din Israel au răspuns așa, celor din Iuda, noi avem 10 părți din rege și noi suntem întâi născuți față de voi. Atunci de ce ne-ați disprețuit? Și n-a fost oare cuvântul nostru cel din tâi? Când a fost vorba ca să aducem înapoi pe regele nostru? Dar cuvintele celor din Iuda erau mai aspre decât cuvintele celor din Israel. Capitolul 20. Răzvrătirea și moartea lui Sheba. Dar era acolo un om Mișel, pe care îl chema Sheba, fiul lui Bicri, din neamul lui Beniamin, și acesta a sunat din Bucium și a început să spună, cu David noi n-avem parte. Cu feciorul lui Iesei nimic de moștenit, israeliți, fiecare la cortul său. Și astfel porniră toți israeliții de lângă David și se luară după Sheba, fiul lui Bicri, însă oamenii lui Iuda rămăseseră credincioși regelui lor de la Iordan până la Ierusalim. Atunci David, în palatul său din Ierusalim, a luat pe cele 10 țiitoare pe care le lăsa să se păsească gospodăria și le-a pus într-o casă străjuită și le-a purtat de grijă, dar ele nu s-au mai dus și au rămas închise până la ceasul morților, trăind în văduvie. Apoi regele a poruncit lui Amasa să-mi chem pe bărbații din Iuda până în 3 zile și să vii și tu aici de față. Și Amasa a plecat ca să cheme pe cei din Iuda, dar a întârziat peste timpul care îi se hotărâse. Atunci David a zis lui Abishai, de data aceasta Sheba, fiul lui Bicri, ne va fi mai de primejde decât Absalom.
Deci acum ia pe robii stăpânului tău și urmărește ca nu cumva să-și găsească cetăți întărite și să ne scape din ochi. Și au pornit în urma lui Abishai, ostașii lui Ioab și Creti și Pleti și toți voinicii și au ieșit din Ierusalim ca să urmărească pe Sheba, fiul lui Bicri. Când au ajuns la piatra cea mare care se afla în Ghibeon, Amasa sosise înaintea lor. Dar Ioab era încins sub veșminte cu o sabie băgată în teagă și care atârna în coapsa lui și el a scos sabia încetişor. Și Ioab a întrebat pe Amasa, cum mergi cu sănătatea, frate? Și Ioab l-a apucat pe Amasa cu mâna dreaptă de barbă și ca să-l sărute. Și Amasa n-a băgat de seamă sabia care era în mâna stânga lui Ioab și Ioab l-a lovit cu ea în pântece și a vărsat măruntaiele pe pământ și fără ca să-l mai lovească a doua oară, Amasa a murit. După aceea, Ioab și Abishai, fratele lui, au urmărit pe Sheba, fiul lui Bichri. Și unul dintre ostașii lui Ioab stătea lângă Amasa și striga, cine ține la Ioab și cine este de partea lui David să urmeze pe Ioab? Și Amasa se rostogolise plin de sânge în mijlocul drumului. Deci acel om, văzând că toți ostașii stăteau locului, a târât pe Amasa la o parte din drum, pe câmp, și a aruncat o mantie peste el, căci vedea că toți care treceau se opreau în loc. Iar când a fost tras din drum, au pornit toți oamenii după Ioab ca să urmărească pe Sheba, fiul lui Bicri. Și Ioab trecut prin toate semințiile lui Israel până la Abel Betbaca și adună toți oamenii de nădejde după el. Și au sosit ei și l-au împresurat în Abel Betbaca și au ridicat un val împotriva cetății. Și tot poporul care era cu Ioab săpa la zid ca să-l prăbușească. Atunci o femeie cu minte a strigat din cetate, ascultați, ascultați, spuneți, vă rog, lui Ioab, apropie-te până aici, că vreau să vorbesc cu tine. Și când el se apropia, femeia l-a întrebat, tu ești Ioab? Răspunsa el, eu sunt. Zisa ea către el, ascultă cuvintele roabei tale. Stau și ascultă, a zis Ioab. Se spunea altădată zicala aceasta, întreabă pe în Abel și în Dan dacă mai are putere, cu tare datină pe care au orândit-o credincioșii din Israel. Și tu cauți să ucizi o cetate mumă în Israel. De ce vrei tu să dărâm moștenirea Domnului? Ioab a răspuns așa, să mă ferească, să mă ferească Domnul. Nu vreau nici să nimicesc, nici să dărâm. Nu stă lucrul așa. Ci un om din munții Efraim, cu numele Sheba, fiul lui Bicri, a ridicat mâna împotriva regelui David. Predați-l numai pe el și eu mă depărtez de cetate. Zisa femeie către Ioab, iată capul lui ți se va arunca peste zid. Și s-a dus femeia în cetate și a vorbit în înțelepciunea ei, poporul întreg, astfel că ei tăiară capul lui Sheba, fiului Bicri, și l-aruncară lui Ioab. Atunci l-a sunat din bucium și toți s-au împrăștiat din fața cetății, ducându-se fiecare la vatra lui, iar Ioab s-a întors în Ierusalim lângă rege. Și Ioab era mai mare peste toată oastea lui Israel, iar Benaia, fiul lui Jehoiada, era capitanul peste Creti și Pleti. Adoniram era peste corvezi. Sheva era scriitor. Da, ne mai spune cea de un sfetnic. Capitolul 21. Urmașii lui Saul îi spășesc uciderea ghibeoniților, alte lupte cu filistenii. Și a fost în zilele lui David foame de 3 ani, unul după altul. Atunci David a căutat fața Domnului, iar Domnul a răspuns, sânge vărsat apasă asupra lui Saul și asupra casei lui, fiindcă Saul a măcelărit pe ghibeoniți. Deci regele a chemat pe ghibeoniți și a grăit către ei. Ghibeoniții nu erau din fiii lui Israel, ci din rămășița amoriților și, măcar că israeliții li se legară cu jurământ că îi vor cruța, Saul căuta să-i stârpească în râvna lui pentru fiii lui Israel și pentru Iuda. Da. Da. Deci unde nu este voia lui Dumnezeu să se stârpească anumite neamuri de pe pământ, ci voia noastră, pentru că considerăm că suntem mai presus de alții, iată că Dumnezeu aduce foamete în popor pentru asta. Pentru că el nu trebuia să-i omoare pe ghibeoniți,
Nu asta era voia lui Dumnezeu, însă pentru că el credea că izraeliții sunt superiori, a plecat și după ei, Saul, cel de dinaintea lui David. Da. Iată cum Dumnezeu nu lasă nimic neegalat. Deci, gibeoniții nu trebuiau vânați, că nu era în voia lui Dumnezeu, a fost voia lui Saul, nu a lui Dumnezeu. Și pentru asta a egalat prin foamete 3 ani. Și a întrebat David pe gibeoniți, ce să fac pentru voi și ce ispașe să vă dau ca să binecuvântați moștenirea Domnului. Zisa lui gibeoniții, nu e vorba de argint ori de aur între noi și Saul și casa lui și nu stă în putința noastră să ucidem pe nimeni din Israel. Și el a zis, ceea ce veți spune voi, aceea vă voi îndeplini. Răspuns a ei regelui, omul care ne-a stârpit și ne-a năzuit să ne nimicească așa încât să nu mai hălăduim în tot cuprinsul lui Israel, deci urmașii lui să ni se dea șapte, din urmașii lui să ni se dea 7 oameni ca să-i spânzurăm înaintea Domnului în Gibeon pe muntele Domnului. Și regele a rostit, îi voi da. Însă regele a acruțat pe Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, din pricina jurământului făcut în numele Domnului care era între ei, între David și Ionatan, fiul lui Saul. Și încă o paranteză aici, nu numai că aduce în zero nedreptatea făcută acestui neam ghibeoniți, așa, dar neamul lui Saul încă plătește pentru împotrivirea lui, neascultarea lui către Dumnezeu. A avut două neascultări, nu-i așa? Deci uite că se demonstrează că se duce pe neam mai departe. Din casa lui. Și regele a luat pe cei doi feciori airiți, pe ei fiica lui Aia, pe care i-a născuse lui Saul, pe Armon și pe Mefiboset, cum și pe cei 5 feciori al lui Merab, fiica lui Saul, care i-a născuse lui Adrid, feciorul lui Barzilai din Abel Mehola. Și a dat în mâna ghibeoniților și ei i-au spânzurat înaintea Domnului pe munte și au căzut câte 7 împreună și au murit în cele din 1 zile ale secerișului, când începe secerișul orzului. Atunci Rizpa, fiica lui Aia, a luat un veșmânt de jale pe care i-a întins pe stâncă de când a început secerișul orzului până când apele din cer s-au revărsat peste cei uciși. Astfel ea n-a îngăduit ca păsările cerului să dea peste ei în timpul zilei nici fiarele câmpului în timpul nopții. Și s-a spus lui David ceea ce făcuse Rizpa, fiica lui Aia, țiitoarea lui Saul. Atunci David a pucet și a adunat osemintele lui Saul și osemintele fiului său Ionatan de la gospodarii din Iabeș Galaad, care dosiseră din Maidanul Peșeanului, unde le spânzuraseră filistenii când filistenii înfrânseră pe Saul pe muntele Gilboa. Deci a ridicat de acolo osemintele lui Saul și osemintele fiului său Ionatan și au adunat și oasele celor spânzurați. Apoi au îngropat osemintele lui Saul și ale fiului său Ionatan, ca și rămășițele celor spânzurați în ținutul lui Beniamin, la Sela, în gropnița lui Chiș, tatăl său. Astfel împlinitu s-au toate câte poruncise regele și după acestea Dumnezeu și-a revărsat îndurarea peste țară. Deci abia după un întreg popor trage din nou, pentru o greșeală a legelui sau pentru ceva ce regele poate să facă din proprie voie și nu din voia lui Dumnezeu. Au stat, iată, în secetă 3 ani de zile, n-au prea avut ce mânca. Casa lui Saul, nepoții lui trăgeau, practic, după greșelile, acele greșeli, ca să zicem, cu ghilimele de rigoare, ce făcuse el, că nu a ascultat de Dumnezeu. Deci, lucrurile acestea sunt demonstrate din punct de vedere energetic, la nivel de energie, iată că, de fapt, nu există nicio moarte. Există doar, practic, o moarte a egoului, dar în energie, încă lucrurile se echilibrează. Fiecare lucru care îl facem în acest moment are o reacțiune.
Și filistenii au pornit iarăși război cu Israel și s-a pogorât David împreună cu ostașii săi și s-au întărit la Gob și s-au războit cu filistenii și David n-a mai putut de oboseală. Atunci s-a sculat Dodo, fiul lui Ioaș, unul din neamul refaiților. Sulița lui cântărea 300 de sicli de aramă și era încins cu sabie nouă și se lăuda să doboare pe David. Și Abishai, fiul lui Țeruia, i-a sărit între ajutor și a lovit pe filistean și l-a omorât. Atunci ostașii lui David i-au făcut jurământ și au zis: tu să nu mai ieși cu noi la luptă ca să nu stingi sfeșnicul lui Israel. După acestea, iarăși a fost război la Gob cu filistenii. Atunci Sibecai, hușatitul, a răpus pe Saf, unul din neamul refaiților. Și încă o dată a fost la Gob război cu filistenii. Și Elhanan, fiul lui Iair din Betleem, a dobărât pe Lahmi, fratele lui Goliat din Gat, care avea o lance groasă ca un sul de la războiul de țesut. Și apoi iarăși a mai fost război la Gat. Și acolo, era acolo un bărbat grozav de înalt care avea la mâini și la picioare câte 6 degete, peste tot 24 de degete. Și el era și el urmaș al refaiților și tot ocăra pe Israel. Dar l-a răspuns Ionatan, fiul lui Shimei, fratele lui David. Aceștia patru erau urmașii refaiților din Gat și au căzut de mâna lui David și de mâna oștenilor săi. Capitolul 22. David cântă cântare de mulțumită Domnului. Și David a îndreptat spre Domnul cuvintele acestei cântări atunci când Domnul l-a mântuit pe el din mâna tuturor dușmanilor săi și din mâna lui Saul. Atunci a zis: pe tine te iubesc, o Doamne, virtutea mea. Domnul este stânca mea și întăritura mea și mântuitorul meu. Da, ajungem la partea asta din David, care face declarații de dragoste lui Dumnezeu. Pe tine te iubesc, Doamne, o Doamne, virtutea mea. Domnul e stânca mea și întăritura mea și mântuitorul meu. Dumnezeul meu este stânca mea de adăpost, întru care găsesc scăparea mea, este scutul meu și izvorul mântuirii mele, cetatea mea și ascunzătoarea mea, izbăvitorul meu care mă izbăvește de silnicie. Deci recunoaște lui Dumnezeu toate câte are și toate câte sunt și înțelege că El nu are nimic, înțelege că El nu este nimic și că Dumnezeu face totul. Pe cel prea vrednic de laudă pe Domnul îl chem și de dușmanii mei sunt mântuit. Și cum îl chema? Ținea post, dădea la ceilalți, se dăruia, era rob. El era rege, dar era rob, era foarte smerit, David, foarte smerit. Deci cum zicea? Pe Domnul îl chem și de dușmanii mei sunt mântuit. Pentru că îi făcea loc prin lăsare de sine, prin dăruire, prin slujire, îi făcea loc și venea. Dacă mă înconjurase valurile morții și șuvoaiele celui viclean mă spământau și lanțurile și ourile mă prinseseră la mijloc și cursele morții dădeau peste mine, atunci în strâmtoarea mea am chemat pe Domnul și către Domnul am înălțat strigarea mea. Și el a auzit din al său palat glasul meu și strigătul meu ajuns la urechile sale. Palat, din al său palat, sufletul. Metafore aici, frumoase. Deci s-a coborât în interior David aici, asta spune. Îmi lăsa strigarea mea și el a auzit din al său palat. Aici, în interior, palatul, la suflet. S-a coborât în interior și a strigat la Dumnezeu. Adică a făcut lăsare de sine, că doar când facem lăsare de sine ne putem coborî în interior. Altfel nu putem. Vedem doar exteriorul, nu putem să ne uităm în interior. Și pământul s-a mișcat din loc și s-a zguduit, iar temeliile munților s-au cutremurat și s-au cumpănit încoace și încolo, căci aprinsă era mânia lui. Nările sale se ridica fum și foc mistuitor ieșea din gura sa, jerate viu izbucnea din el. El a plecat cerurile și zcoborâ în vreme ce nouă întunecoși stăteau sub picioarele sale. Da, deci aici e clar că David avea o dragoste nemăsurată și o înainte vedere, înțelegea puterea lui Dumnezeu aici. El a plecat cerurile și scoborâ, deci înțelegea că întreaga natură îi se
pleacă lui Dumnezeu. Îi se închină, că totul se modifică atunci când el face cel mai mic gest. Și purcese pe un cherub și își luă vânt și pluti pe aripile vântului. Și se înșurubă în întuneric de jur împrejur ca într-un cot, în întunecimi de ape și în nouri deși. Din strălucirea din fața lui răzbăteau grindină și cărbuni aprinși. Foarte frumos! Din strălucirea din fața lui răzbăteau grindină și cărbuni aprinși. Deci din strălucire ieșea grindină și cărbuni aprinși. Încă o dovadă că Dumnezeu e în ambele poziții. Această lucire, în general, e asociată doar cu, nu, cu în bine. Dar din această lucire ieșea și grindină și cărbune aprinși. Și din ceruri Domnul porni să tune și cel prea înalt slobozi glasul său. Și slobozi fulgerele sale și risipi pe dușman și prăvăli trăsnetele sale și învălmășii. Atunci se dezgoliră zăcătoarele mării și tălpile pământului se dădură pe față din pricina dojanei tale, Doamne, din pricina viforului răsuflării nărilor tale. Da, măreția lui Dumnezeu e incredibilă aici ce descrie David. Cred că este și foarte greu de pus în cuvinte măreția lui. Dar o face cu foarte multă iubire, declarație de dragoste. El își întinse de sus din înălțime mâna sa și mă apucă și mă scoase afară din puhoiul apelor. El mă izbăvi de năpraznicii mei, dușmani și de cei ce mă urau, tocmai când erau mai tari decât mine. Năvăliseră... Da, erau mai tari decât mine. Nici măcar n-a contat că erau mai tari decât el, pentru că el avea lăsare de sine și atunci a intrat Dumnezeu la cârmă. Nici n-a contat puterea omenească. Năvăliseră peste mine în ziua restriștii mele, dar Domnul a fost sprijinitorul meu și m-a scos la lor lar și m-a izbăvit, căci bună plăcerea lui era de partea mea. Domnul mi-a răsplătit după dreptatea mea, după curăția mâinilor mele, mi-a răsplătit dreaptă răsplată, căci am păzit căile Domnului și n-am lepădat niciodată legea Dumnezeului meu. Toată pravila lui stă sub ochii mei și poruncile lui nu le-am lepădat de la mine. Și am fost fără prihană în fața lui și m-am ferit de prihana aceea din mine însumi. Hai că o spune! O spune exact! O spune unde e prihana. Uite ce ascuns era printre versete. Uite ce ascuns era. Capitolul 22, versetul 24. Deci unde e diavolul? Prihana cea din mine însumi. O spune. M-am ferit de prihana cea din mine însumi. Pentru că am păzit poruncile Domnului, asta spune mai sus. Am păzit poruncile și m-am ferit de prihana cea din mine însumi. Adică dacă ascultăm de Dumnezeu și nu avem idol, nu ne facem idol, atunci El ne ferește de prihana cea din noi înșine, adică de diavol. Îl absoarbe în iubire. Întru aceea, Domnul mi-a întors după dreptarea mea, după curăția mâinilor mele, așa cum se arată ea înaintea ochilor săi. Cu cel cucernic, cucernic ești. Cu cel desăvârșit, tu ești desăvârșit. Cu cel ce e curat și tu ești prea curat, însă cu cel viclean, viclean te arăți și tu. Iată influența între noi. Ce înseamnă că putem schimba tot ce este în jurul nostru pe 10 kilometri. Și că depinde, nu, ce este întru noi. Ce manifestăm. De asemenea, ne arată aici David în 26-27 că ceilalți sunt oglinzi. Cu cel viclean, viclean te arăți și tu. Pentru că
Există viclenie mie, ca, în mine ca celălalt să fie viclean. Există curăție în mine ca celălalt să fie curat. Există desăvârșire în mine ca celălalt să fie desăvârșit. Deci aici ne arată foarte clar, David știa că ceilalți sunt oglinzi. Era perfect conștient de lucrul acesta. Prin aceste două versete a și spus-o. Școala iubirii. Tu izbăvești norodul dosădit, iar ochii trufași îi umilești. Tu ești lumina mea din sfeșnic, Doamne, și Dumnezeul meu care luminează întunericul meu. Vai, cât de frumos! Câtă iubire! Vorbește cu multă iubire! Soare de dragoste. Da! Dumnezeul meu care luminează întunericul meu, cât de frumos! Cu ajutorul tău răzbesc cu oștirile dușmane și cu Dumnezeul meu trec peste ziduri. Dumnezeu ale cărui căi sunt prea curate, ale cărui cuvinte sunt lămurite, păvază este pentru toți care își pun nădejdea în El. Nădejdea în El, adică facă-se voia ta. Ne spune aici care e calea. E foarte frumos ce zice aici David. Ne spune care e calea. Taie voia ta și fă voia lui, lasă să se facă voia lui, care își puneți nădejdea în el. A pune nădejdea Dumnezeu înseamnă a ne tăia voia proprie. Înseamnă a lăsa pe Dumnezeu să-și facă voia lui. Deci el ne dă aici, ok, e clară. Este păvază pentru cei care își pun nădejdea în el, adică este protector, este, face el totul. Căci cine este Dumnezeu fără numai Domnul și cine este stâncă de scăpare dacă nu Dumnezeul nostru? Dumnezeul care mă încinge cu putere și face fără prihană calea mea, cel ce face picioarele mele agere, cale cerboacelor și sus de tot mă ridică, cel ce deprinde mâinile mele cu iscusința războiului, ca brațul meu să încordeze arcul de aramă. Și e incredibil cât în continuu spune că el nu face nimic, ci Dumnezeu le dă pe toate. Dar nimic, nimic. Deci spune, cel ce deprinde mâinile mele cu iscusința războiului, ca brațul meu să încordeze arcul de aramă, deci să tragă la arc. Recunoaște faptul că nu el trage, ci că Dumnezeu face lucrul acesta. Îi încordează brațul ca să tragă la arc. Dăruit-o mi-ai scutul mântuirii tale și pogorământul tău m-a făcut să fiu mare. Pogorământul tău m-a făcut să fiu mare. Deci noi nu suntem pe niciunde, nici fir de praf nu mai suntem. Deci dacă Dumnezeu nu se pogoară, adică dacă noi nu ne facem asemenea Lui, noi nu existăm, e zero. Abia când facem asemănare cu El, El se pogoară și acel eu este atribuit sufletului, atunci existăm. Pogorământul tău m-a făcut să fiu mare. Căci El este mare, de aia este. Pogorământul Lui te face să fii mare pentru că El intră la cârmă, cu complet, cu complet lăsare de sine acolo. Tu ai dat pasului meu lărgime, da. Starea de supunere îl absoarbe, îl aduce imediat. Și atunci el pogoară imediat, bine imediat, că natura lui este să ocupe golurile. Da. Deci e foarte simplu să fii în acord cu Divinul, trebuie doar să se retragă eu, îndreptățirea de sine, să lași eu și atunci el vine și înaintează. Da. Uite, spre exemplu, în filmul acela cu Dogen, l-ai văzut? Filmul Zen se numește. N-am reușit, încă nu. O să-l punem, să-l urmărim pe tabără. Momentul în care călugărul, Dogen, a cedat viața, i s-a blocat mâna șogunului și n-a putut să-i taie capul. Deci, instantaneu vine Divinul. Deci trebuie să-ți cedezi viața. Omul care nu are putere să-ți cedeze viața, adică nu mai face ceva ca pentru binele lui, renunță ușor la binele lui, acela primește viață. Da. Și noi nu știm asta.
Ne căutăm viața, ne atașăm de ea. Păi cum nu știu că scrie, cum nu știm că scrie aici? Să și citim Vechiul Testament așa cum este. Nu? Da. Și asta este foarte practic. În sensul că, spre exemplu, când îți cauți binele, avantajele tale, înseamnă că te-ai lipit de viață și Dumnezeu vine împotriva ta. Deci dacă vrei ca lucrurile să fie cum trebuie, trebuie tu să nu vrei să te protejezi, să nu-ți cauți binele. Pare absurd, dar a iubi pe Dumnezeu înseamnă a nu te iubi pe tine. E total invers decât New Age-ul. Da. Și Vechiul Testament. Ce miracol, noi am stat atâta timp. Da, nu aveam cheile. Nu le Eu puteam anul trecut vedea. n-am avut cheile. Nu le puteam vedea. La David, totuși, indiferent că nu avea cheile, îi simțeam iubirea. Dar nu înțelegeam toate cuvintele, trebuie să recunosc. Poate nici acum nu înțeleg toate cuvintele, adică nu e neapărat că sunt cheile și deja cuvintele sfăurite cu aur. Ideea este de... Simt mai mare dragoste în cuvintele lui. Eu simțeam și înainte, dar acum parcă e așa învăluitoare, deci parcă mă străpunge, nu știu. Foarte frumoasă, E... este cartea lui Samuel, cartea a doua, e foarte frumoasă. Da. Păi de aici, uite că încep odele astea care le are, a scris foarte multe, doar psalmii, majoritatea sunt aceste ode de iubire necondiționată către Dumnezeu. Îi tot spunea că de mult îl iubește David. Dar e fabulos, pogorământul tău m-a făcut să fiu mare. A recunoscut că el efectiv este nimic, că dacă Dumnezeu nu se pogoară, nu vine, nu e nimic fac de el, nu e... Foarte multă smerenie la David, foarte multă în cuvintele lui, extrem de multă, că de aceea și dau asemenea dragoste. Voi dat pasălui meu lărgime și având și gleznele mele n-au știut de șovăială. Am urmărit pe dușmanii mei și am ajuns și nu m-am întors înapoi până ce nu i-am zdrobit. I-am sfârșit, i-am nimicit ca să nu se mai scoale și sub picioarele mele s-au prăbușit. Tu m-ai încins cu putere pentru luptă. Tu ai frânt sub mine pe cei ce s-au ridicat împotriva mea. Deci tu, Dumnezeu, nu facem Da. nimic, nu reușim nimic, nu învingem pe nimeni. Da. El i-a încordat mușchiul ca să tragă la arc, el i-a scos sabia din teacă, el o I-a dat, el înfrânt împotriva. pe vrăjmașii lui, tu ai înfrânt Da. sub mine pe cei ce s-au ridicat împotriva mea. Nu Da. putem Deci nimic. nu... Pe dușmanii mei i-ai pus pe fugă înaintea mea și pe cei ce mă urăsc i-am spulberat. Ei strigară, dar nu le ajută nimeni. Ei strigară către Domnul, dar el nu le răspunse. Măcinatul i-am ca pe pulberea pământului, rănitul i-am ca pe noroiul de pe uliți. Tu m-ai mântuit de vrăjbile norodului. Tu m-ai pus în fruntea neamului. Popoare pe care nu le cunoaștem au ajuns să mă slujească. Oamenii din țări străine mă curtenesc, numai că au auzit cu urechile și ascultă de mine. Străinii sunt slăiți de puteri și din castelele lor e tremurând. Viu este Dumnezeu și binecuvântată este stânca mea de scăpare și prea înalt este Domnul, stânca mântuirii mele. Domnul care m-a răzbunat a pogorât neamurile sub picioarele mele. Dumnezeul care m-a izbăvit de vrăjmași și care m-a ridicat deasupra potrivnicilor mei. Izbăvit-o mai de omul silnicilor. Drept aceea, preamărite voi, Doamne, printre neamuri și numele Tău îl voi slăvi în cântece. El este cel ce dăruiește regelui său mari biruințe și își revarsă îndurarea peste unsul său, peste David și peste seminția lui până în veac. Viu este Dumnezeu și binecuvântată este stânca mea de scăpare. El este cel ce dăruiește regelui său mari biruințe și își Da. revarsă îndurarea peste unsul său și peste seminția lui până în veac, deși toți ceilalți supușii lui David, toți beneficiază. Da, Ce da, important este ca la conducerea unei țări să fie un om iubit de Dumnezeu, adică un frânt cu inimă.
slujitorul tuturor, un rob. El așa a fost, un rob, nu? Da. Este important și este important, uite, să stea în ascultare. Dumnezeu nu l-a lăsat pentru că și-a revenit. A ieșit el acolo, dar așa trebuia să fie. Încă o dată o spunem că nimic nu e întâmplător. Și greșelile, așa zisele greșeli ale lui Saul, au fost acolo ca David să intre rege. Deci nu, totul a fost foarte bine calculat de Dumnezeu. De fapt, nu există nicio greșeală când ne uităm la întreaga. Nu poate fi nimeni acuzat de nimic. Da, nu e nimeni vinovat de nimic. Dar, în același timp, Dumnezeu ne arată că totul este adus în zero și că este adus și pe neamuri, cum au pățit și urmașii lui Saul și cum, iată, și David din casă și poporul a avut niște lucruri de adus înapoi în zero. Nu rămâne nimic așa, Dumnezeu ne iubește și tocmai pentru că ne iubește ne aduce în zero. Că dacă le-ar lăsa așa, am muri. Capitolul 23. Cuvintele de pe urmă ale lui David. Războiul vitejilor lui. Iată și cuvintele lui David cele din urmă. Rostirea lui David, fiul lui Isei, și rostirea omului ridicat în slavă de cel prea înalt, unsul Dumnezeului lui Iacob și cântărețul psalmilor lui Israel. Duhul Domnului grăită prin mine și cuvântul lui este pe limba mea. Dumnezeul lui Iacob a vorbit, stânca lui Israel rostită către mine. Cine stăpânește cu dreptate peste oameni, cine stăpânește într-o fiica lui Dumnezeu. Este ca lumina dimineții, când răsare soarele și dimineața e fără nori și zămislește după ploaie verdeață pe pământ. Cu adevărat întărită este casa mea lângă Domnul, căci El a legat cu mine un veșnic legământ, care este întărit și bine păzit, căci toată mântuirea mea și toată dorirea mea nu le-a făcut El să o trăslească. Deci toate sale lui, chiar și dorința și mântuirea. Da. Iar vrăjmașii înveșunați. Este foarte important asta. Deci, mântuirea se face prin necazuri, neplăceri, deci necazurile vin de la El Da. și dorințele noastre egoiste, chiar dacă sunt ale egoului, sunt tot de la El. Da. Deci nimic nu poate fi acuzat, nici măcar egoul. Nu, nu. Nu, că e tot Dumnezeu și ego. Deci Noi orice când vorbim direcție despre ia ego, e viața bine că noastră. vorbim ca să înțelegem un pic mecanismul, cum funcționează și să îl ajutăm să ajungă în iubire. Avem impresia că îl ajutăm. Dumnezeu face totul, nu e? Dar nu, nici ego nu poate fi Judecat. judecat, pentru că Orice dorințele direcție alea ia viața e îl bună? urcă. Poftim? Orice direcție ia viața e bună? Da. Păi atunci noi de ce suntem supărați? De ce suntem aici? Supărați. Supărați? Ah, supărați? Cine-i supărat? Păi nu ne convine de una, de alta, că ăla e nu știu cum. Că uite ce ne-a făcut Dumnezeu, vai, de ce ne-a făcut Dumnezeu asta? Păi când găsim vinovați în afară, nu manifestăm însușirile divine. Ne întoarcem poate la partea aceea în care putem să spunem că suntem diavoli. Când găsim vinovați în afară. Nu există vinovați în afară, totul, iată că este în mâna lui și tot ceea ce se întâmplă este doar pentru binele nostru. O mine pe care ego-ul acesta nu vrea să-l vadă, că nu poate, pentru că își însușește totul, își însușește inclusiv calitățile divine. Le face personale, crede că sunt ale lui. Și atunci, în școala iubirii și iată și în Vechiul Testament, noi avem aici niște chei prin care noi înțelegem că acestea nu sunt ale lui și că de fapt ego-ul nu are putere, nu are nimic. Doar încearcă să găsească o portiță, să crească. Însă și aceste dorințe îl cresc ca apoi să scadă. Este tot la același lucru se ajunge. Mă se văd că egoul acesta îl inventează pe Dumnezeu rău.
Adică îi pune neplăcerii și necazului și durerii, suferinței, pierderilor, le pune eticheta de rele. Adică îl face pe Dumnezeu rău. Asta este, în modul acesta el există. Că dacă Dumnezeu este rău, ceea ce se opune lui Dumnezeu rău este un bine. Când de fapt Dumnezeu, noi nu înțelegem că este și plus și minus la un loc. Asta nu putem accepta. Întotdeauna căutăm în tot ce ni se întâmplă în viața noastră de zi cu zi, căutăm un bine. Dacă primim un rău, zicem că la nu știu cine, trebuie să le eliminăm din viața noastră. Și acționăm cu forță împotriva lui, să le eliminăm. Păi ăla pe care îl elimini este chiar Dumnezeu care vrei să-l elimini. Păi, de fapt, ego-ul se respinge pe el însuși. Deci diavolul urăște pe Dumnezeu. Și pe el însuși, se respinge pe el însuși, nu? Diavolul. Deci nu acceptă, diavolul nu acceptă că este Dumnezeu, refuză. Vrea să fie Dumnezeu, dar nu acceptă să fie Dumnezeu. Nu acceptă că este Dumnezeu și că Dumnezeu se manifestă sub forma unui trădător, mincinos, ne putem Păcătos, înșira, păcătos. păcătos, Nedrept. nedrept, nu știu ce mai putem spune cea. Deci el se respinge pe el însuși, pentru că atunci când a căzut, a preferat doar partea asta bună a lui Dumnezeu și a luat totul pe invers, le-a dobândit pe toate pe invers. Și atunci el se respinge în continuu pe el însuși și nu acceptă că este Dumnezeu la interior și că acele calități sunt ale lui Dumnezeu. A fi nedrept e tot Dumnezeu, așa cum e a fi drept. A fi păcătos este a fi nepăcătos. Sunt egale. Și atunci continuă în această așa zisă luptă, care e cumva inexistentă, pentru că Dumnezeu oricum le conține pe ambele. Deci, de fapt, lupta nu există. Nu. Sunt doar etichete puse Da. greșit. Da. Doar niște etichete puse acolo ca să aducă sare și piper. Să aducă sare și piper în lumea duală. Nu știu dacă ar fi cu sare și cu piper altfel, fără aceste etichete. Când etichetele dispar, ni se arată raiul. Când dispare pomul cunoașterii binelui și răului, revenim în rai. Revenim în rai, exact. Când nu mai împarți, revii în rai. Bine și rău, da. Deci aici e un lucru interesant. Noi zicem că iubim pe Dumnezeu, dacă să-L iubești, trebuie să ai opusele unite. Deci nu-L Da. iubești. Dacă cauți un bine mai mare decât alt bine și absolutizezi virtuții, idealuri și reguli, noi nu putem să-L iubim. Nu-L iubim pe Dumnezeu rău, care ne produce pagube, care ne Da, așa. deranjează. Deci toată... De fapt, îi produce pagube acestui ego, nu nouă, ci ego-ului ca să-l scadă. Deci teoria care există și faptul că cu ritual, cum știu ce, biserică, atâta timp cât omul ca, și biserica caută un bine, mereu pune un anumit bine pentru tine pe primul plan și creează inversul. Naște. Deci nu-l acceptă pe... Deci biserica n-ar exista, să știi, dacă Dumnezeu ar fi luat ca întreg. Că uite, spre exemplu, o monedă trebuie să aibă și față și spate ca să fie monedă întreagă. Deci trebuie să fie și plus și minus la un loc. Noi, în viața de zi cu zi, nu luăm pe Dumnezeu întreg. Îl tăiem pe bucăți și luăm o bucată care ne convine. De aici pornește totul. Nu înțelegem că și negativul face parte, este tot divinul. Deci a iubi înseamnă plus și minus la un loc. În momentul în care absolutizăm un bine, nu mai iubim. Deci ca să iubești, să fii în poziția a doua. În poziția întâi nu se poate iubi, că în poziția întâi omul își vrea binele lui, vrea să-și impună dorințele lui și el atunci pierde iubirea. Deci iubirea nu o păstrezi decât când nu mai vrei nimic pentru tine. Când nu vrei să ai dreptate, când faci voia celuilalt, deci ești în poziția a doua, atunci ești în iubire, ești în Dumnezeu. Dumnezeu are întotdeauna poziție secundară. Are poziție secundară. Tronul acela e gol. El a venit aici cu noi. L-a lăsat tronul Da, gol. da, da. Și noi Până la repede să-i urmă luăm locul.
Până la urmă și prima poziție tot la poziția a doua duce. Adică la un moment dat o să ne săturăm să vrem mereu acea primă poziție care de fapt nu duce decât la a doua poziție, duce la îngenunchiere, la o îngenunchiere forțată. Și atunci, ascultând ce spune școala iubirii, la un moment dat venim în cunoștință de cauză și realizăm: a, uite câte s-au întâmplat de-a lungul vieții mele, când am făcut asta sau când am făcut asta. Deci, fiecare cu exemplele proprii din viață realizează că de fiecare dată când și-a ales binele propriu, a fost îngenunchiat. Atunci există calea asta în care ne îngenunchem singuri. Și Până... totul din față vine pe invers, adică din față vine raiul, vine înțelegerea, vine bunătatea, vine blândețea, vine iubirea, liniștea, pacea, nu știu ce să mai zic. Până înțelege că suntem o ființă comună și Da. atunci nu mai este nevoie să fim poziționați. Da. Mai departe. Iar vrăjmașii înverșunați sunt ca mărăcinii din pustie pe care nimeni nu-i apucă cu mâna și nu se atinge de ei decât cu fierul sau cu coada suliții sau când li se dă foc să ardă acolo pe loc. Iată numele vitejilor lui David: Ișbaal, căpetenia celor trei. El a învârtit sulița împotriva celor 800 pe care i-a omorât dintr-o dată. După el vine Eleazar. El se află cu David în pasta Mim. Când filistenii se adunaseră acolo să se războiască și izraeliții dăduseră înapoi. Însă el s-a ținut dârs și a lovit în filisteni până când i-a obosit mâna și s-a dezlipit de sabie. Astfel Domnul i-a hărăzit în ziua aceea o mare biruință, iar poporul veni în urma lui, dar numai ca să prade. Apoi după el a fost vine Shama, ci filistenii se adunaseră la Lehi și era acolo o fășie de țarină semănată cu linte, iar poporul a luat-o la fugă din fața filistenilor. Însă el s-a ținut bine în mijlocul vogorului cu linte și l-a apărat și a bătut pe filisteni și iarăși Domnul i-a făcut parte de mare biruință. Altădată au pogorât trei dintre cei 30 de capitani la începutul secerișului și au venit la David în întăritura Adulam, pe când o ceată de filisteni era tăbărâtă în valea Refaim. Și David era atunci în cetățuie, iar straja filistenilor străjuia la Betlehem. Și lui David i-a venit un dor și a zis: o, de mi-ar da cineva să beau apă din fântâna de la Betlehem, care este lângă poartă. Atunci cei trei viteji au pătruns în tabăra filistenilor și au scos apă din fântâna din Betlehem, care este lângă poartă, și au adus-o la David, însă el n-a voit să bea, ci a turnat apa înaintea Domnului, zicând: ferească-mă Domnul să fac așa ceva, că este sângele voinicilor care s-au dus punându-și viața în prijmejdie. Și David n-a voit să bea. Iată ce au săvârșit cei trei viteji. Abishai, fratele lui Ioab și fiul lui Țeruia, era voievodul celor 30. El a răpus cu sulița 300 și era vestit de cei între cei 30. Dintre cei 30, el fu cel mai slăvit și fu căpetenia lor, dar n-a ajuns pe cei 3. Apoi Benaia, el a răpus pe cei doi fii al lui Ariel din Moab. Tot el a coborât și a răpus leul din fundul unei fântâni într-o zi când ningea. Și eu... Asta a fost reacția pe interior la mine. Da. Tot el a ucis un egiptean, o namilă de om. Și măcar că egipteanul avea o suliță în mână, el s-a dus la egiptean cu toiac și i-a smuls egipteanului sulița din mână și l-a omorât cu sulița lui. Aceste fapte săvârșita Benaia și era vestit între cei 30 de viteji. El a întrecut în slavă pe cei 30, dar n-a ajuns pe cei 3 și David l-a pus capitan peste garda sa. Așa, el, fratele lui Ioab, era între Deci cei peste toți 30. aia de acolo, că sunt Da, mulți sunt. 24. 24. Păi acolo, a, la capitol, nu? Da.
David numără poporul, mânia și pedeapsa lui Dumnezeu. Dar mânia Domnului s-a aprins încă o dată împotriva lui Israel și a întărâtat pe David împotriva lor zicând: Haide, numără pe Israel și pe Iuda. Atunci regele a poruncit lui Ioab și capitanilor oștirii care erau cu el: Străbateți, rog-vă, între semințiile lui Israel din Dan până în Beersheba și numărați poporul ca să știu și eu numărul. Atunci Ioab a grăit către rege: Domnul Dumnezeul tău să înmulțească poporul încă de 100 de ori pe atâta și ochii măriei sale, stăpânul meu, să vadă aceasta. Dar pentru ce, stăpânul meu, regele, nu trește acest gând? Totuși porunca regelui a biruit pe Ioab și pe capitanii oștirii, iar Ioab și capitanii oștirii au ieșit din fața regelui ca să numere poporul Israel. Și au trecut Iordanul și au început cu Aroerul și cu cetatea care se află în luncă. Apoi au străbătut seminția lui Gad până la Iezer. Au ajuns după aceea din Galaad în țara Hetiților, la Kadesh și s-au îndreptat spre Dan și de aici spre Sidon. Apoi au sosit la cetatea Tirului și în toate cetățile Heviților și ale Cananiților, apoi au mers în Tism la Beersheba, la miezul zi de Iuda. Astfel au cutreierat toată țara și după 9 luni și 20 de zile s-au întors la Ierusalim. Atunci Ioab a încredințat regelui numărul care ieșise la numărătoarea poporului și în Israel erau 800 de mii de războinici mânuitori de sabie, iar în Iuda erau 500 de mii de inși. Însă inima lui David s-a zbătut în el după ce a numărat poporul. Apoi David a grăit către Domnul: Păcătuit am foarte pentru ceea ce am făptuit, ci acum, Doamne, iartă fără de legea robului tău, căci nerozie mare am săvârșit. Și s-a sculat David a doua zi de dimineață, iar cuvântul Domnului s-a îndreptat către Gad văzătorul și a zis: Du-te și grăiește lui David. Așa rostește Domnul: Trei lucruri îți spun înainte, alegeți unul dintre ele ca să ți-l adeveresc. Deci Gad a venit la David și a dat de veste și a spus: Ce vrei? Să bântuiești 7 ani foametea în țară, ori să fugi 3 luni înaintea dușmanului tău și el să te urmărească, ori să se abată peste țară 3 zile de ciumă. Acum gândește-te și vezi ce răspuns să duc celui ce m-a trimis. Răspunsul David lui Gad: Sunt la mare cumpănă să cădem mai bine în mâna Domnului, căci mari sunt îndurările lui, dar în mâna oamenilor să nu mai cad. Astfel alese David ciuma și era tocmai vremea secerișului de grâu când începu bătaia în popor. Deci Domnul s-a opozit ciuma în Israel de dimineață până la vremea hotărâtă și au murit din popor, din Dan până în Beersheba, 70.000 de oameni. Și Domnul trimise un înger la Ierusalim ca să-l pustiască. Mamă, un singur Pe înger tot... să pustiască Ierusalim. Da. Însă Domnului i-a părut rău de acest prăpăd și a poruncit îngerului care ucidea poporul: Destul acum! Trageți mâna înapoi! Hai că aici, deci dacă încă nu se vede că a trimis îngerul să moare, deci nu mai zice de oameni, a zis de înger. Iar îngerul Domnului se găsea la area lui Arabna Iebuseul. Deci, înger, nu mai zice de om aici, nu mai zice de popor, nu mai de războaie. E foarte clar că îngerul Domnului a ucis. Păi și atunci de ce este văzută rea uciderea? E foarte simplu. E foarte clar aici. Așa va Dumnezeu. Adică nu mai este, nu știu dacă mai e ceva de spus, nu? Dar ne reglează, Dacă... să știi, prin uciderea, el reglează ceva la noi. Îndepărtarea de el, faptul că nu respectăm poruncile, din asta. Ca să ne Da. aducă înapoi, că probabil ne vede că suntem așa de încrâncenați încât trebuie să vină ceva cu putere ca să ne trezească. Nu? Da, era ceva de adus în zero, este clar. Însă iată că de data aceasta Dumnezeu, de ce am insistat pe idee? Pentru că în general îngerii sunt văzuți buni, nu? Ei nu sunt văzuți că vin și ucid, nu? Ei sunt văzuți doar buni. Da.
Sunt văzut că salvează, sunt văzut că, adică, cred că toate și toate poveștirile, povestile așa, care, poveștile care le știu despre îngeri, îngerul Mihail, îngerul Gavril, nu știu câți arhanghel sunt, heruvimii, serafimii, nu, în general nu ni se spun lucrurile astea, se spun doar lucruri de bine, a, să-i rugăm să ne facă nu știu ce. Dar iată că îngerii, tot la fel ca și noi, sunt la porunca Domnului și iată că și ucid. Deci... Cum zicea Simona, cursuri de îngeri. Care înger? Păi, doar îngeri. Nu există de care. Pe unii mai și ucid. Adică de ea care și ucid și nu ucid. Există un singur tip de înger. Păi invocă. Și știi Îi... cum invocă? Invocă după starea lor interioară. Dacă starea lor este agresivă, o invocă din ăștia Care agresivi. vi și taie, am Da. înțeles. Interesant. Mai Cred că o departe. singură dată am făcut așa ceva, dacă mi-aduc foarte bine aminte. Nu știu, îmi venea să râd când ziceam cuvintele respective. A fost acum câțiva ani. Zici, ce? La vremea aceea nu știam. Eram conștientă de puterea pe care o are omul, ca să zicem așa, pentru că are chipul lui Dumnezeu în el. Să mă punea râsul când făceam incantațiile alea, ziceam, Doamne, zic eu un nimic, zic, rog eu pe arhanghelul nu știu care să vină aici. Dar așa era la vremea respectivă. Și acum Vă venea vedeți. cel care era cum erai tu. Deci Da. degeaba chemai pe alții. Da, N-avea cum să bineînțeles. facă. Bineînțeles. Bun. 17. Și David, văzând pe îngerul care prăpădea poporul, a rostit către Domnul și s-a tânguit. Foarte interesant. Deci, iată că nu degeaba lucrurile acelea mai sus erau scrise. Deci, David ne vorbește despre niște chei care le avem și noi în școala iubirii. Știa că oamenii sunt oglinzi, știa că Dumnezeu îi întoși în toate, știa că Dumnezeu face totul, îi aducea declarații de dragoste, că îl iubea nespus, nemărginit. Iată, vedea pe îngerul Domnului. Îl Ai vedea. prăpădea poporul, deci mai și Care prăpădește prăpăd. poporul Da, Dumnezeu deci. din când în când. Da. Îi dă câte Dar o molimă. e clar că David avea clar vedere. Da. Vedea îngerii, da? Adică smerenia lui l-a dus să vadă niște lucruri. Da. Și zice, nu-i mai chinui pe ei, că sunt eu de vină. Iată, eu am păcătuit și fără de lege am făcut. Dar aceste oi ce au făcut? Pornească mâna ta împotriva mea și împotriva familiei mele. Deci el din nou se lasă pe sine. Foarte frumos este să înțelegi că totul vine de la Dumnezeu. Este extraordinar. Să nu mai acuzi omul să nu mai urăște oamenii. Da. Și în aceea zi venită la Gat, David și a spus, du-te și clădește Domnului în jertfelnic pe area lui Arauna, Iebuseul. Și s-a dus David după cuvântul lui Gad și după porunca Domnului. Și când s-a uitat, Arauna a văzut pe rege și pe coetenii săi că vin spre el, atunci le-a ieșit Arauna înainte și s-a închinat regelui cu fața până la pământ și a grăit Arauna. Pentru ce a venit măria ta, stăpânul meu, la robul său? Răspuns a David, ca să cumpăr de la tine aria și să clădesc un jertfelnic Domnului, ca să curme bătaia norodului. Dar Arauna a zis lui David, ieși o și să jertfească măria sa, stăpânul meu, ce va socoti că este bun în ochii săi. Iată boii pentru arderea de tot și treierătoarea și jugul boilor în loc de lemne. Toate acestea, măria ta, le dăruiește Arauna măriei tale. Apoi a mai zis Arauna către rege, Domnul Dumnezeul tău să-ți fie ție milostiv. Însă regele i-a răspuns lui Arauna, nu e așa, ci vreau să o cumpăr cu bani pe șin și nu voi jertfi Domnului Dumnezeului meu arde de tot luate pe degeaba. Deci a cumpărat David area și boii pe preț de 50.000 de sicli de argint. Și a zidit acolo David jertfelii Domnului și a adus arde de tot și jertfe de pace. Și astfel s-a milostivit Domnul de țară
și bătaia a fost colmată din Israel. Este vorba despre jefa. Este jefa Da, și și ceva înainte au făcut acasă. și lăsare de sine, e foarte important. Da. Și jerfești din ce e prețios. Da. A dat sicli de argint. 50.000 de sicli 50 pe de doi mii, boi, da. pe doi boi și Da. o bucățică de pământ unde a făcut un jerfelnic. Deci ce a făcut? Cât era un jerfelnic de piatră la vremea aceea, Da, nu da. era foarte mare. A dat 50.000 de sicli. Deci nu Și a dat înainte de cât asta, costă voia, a dat infinit mai mult. infinit mai mult, da. Și înainte de asta i-a spus ce a făcut poporul ăsta de lămuri. Vino asupra mea. Deci s-a lăsat pe el. Sigur. S-a lăsat prima dată, s-a lăsat pe el, după care a dăruit. Deci asta înseamnă că conducătorul statului trebuie să jertfească pe sine ceva din ceea ce prețuiește el mult ca să ne salveze din robie. O soluție. Da. Sau Deci toți. a fi rege, de fapt, este a fi cel mai smerit om din popor. Aia înseamnă. Exact. Ca să se sacrifică cel mai mult. Da. Și faptul că poporul nu o duce bine este datorită regelui, că nu respectă poruncile. Da. Și Da, întreg duce. popor, întreg popor a E suferit pentru afectat, asta. da, e afectat de decizia conducătorului. Da. Bun, ne oprim aici. Facem o mică pauză, o clipă. Da. Stai locului, tot acolo.